Mamă, Dorotea, ai nebunit? Lasă-mă să fac curat. Mama, am luat examenul. Am intrat la litere. Ha? Eu nu înțeleg. Ce te încăpățânezi tu să mergi neapărat la litere? Mama, dar fii și tu fericită pentru mine. Eu asta îmi doresc. Du-te mai bine și strânge hainele alea, împăturește-le. Vezi că s-l-a uscat. Bine, mamă. Asta nu mai trebuia. O altă scriitoare în casă. Nepoatele mele dragi. Cred că e de la bunicul. Dragele mele nepoate, vreau să știți că o să vă iubesc câte zile îi mai avea pe lumea asta și vă rog să nu-i purtați ranchiuna mamei voastre pentru că mi-a cerut să plec. Ea a făcut doar ce a crezut ea că e mai bine pentru familia voastră. Eu o să vă iubesc mereu și deși mă doare foarte tare să vă părăsesc, nu o să vă uit niciodată. Vă iubesc al vostru bunic. Mama l-a gonit. Mama l-a dat afară. De ce l-ai gonit pe bunicu? Poftim? Da, ce ai auzit? Hai, spune. Eu? Da, tu! De ce l-ai dat afară? Hai, recunoaște, uite, am găsit scrisoarea asta. Ce ai de spus? Hm? De ce l-ai dat afară? Hm? Dorotea, cum să zic, aveam prea multe cheltuieli, iar taică tu tocmai murise. Crede-mă, am remușcări acum. Nu te cred. Ba da. În fiecare zi mă gândesc la bunicul vostru și la răul pe care l-am făcut. Știi cum e? Ies afară și îl caut peste tot. Aș vrea să-mi cer iertare de la el. Știu că am fost nedreaptă cu voi. Să știi că sunt foarte supărată pe tine. Bunicul era un om deosebit și mi-aș fi dorit foarte mult să cresc alături de el. Iartă-mă. Nu cred că pot. Dar tu unde te duci? Mă duc la un party. Și ai spus mamei? Ea ne-a spus nouă că l-a gonit pe bunicul? Nu. Dar cred că am fost prea dură cu ea. Se vede că îi pare rău. Bine, păi și mie o să-mi pară rău dacă mă prinde. Hai, te pup. Ai grijă. Stai calmă, știu să-mi port de grijă. Pisi, ce faci, măi, Pisi, mă? Ia stai, mă, să vorbim și noi, măi, Pisi. Lasă-mă! Ia vină-ncoace, mă, vină-ncoace! Ajutor! Măi, paloramă, toți! Ajutor! Au, m-ai mușcat! Lasă-o pace, mă, domniță! Pleacă-mă de aici, Aurora, cu naibii! Aaa, dacă nu-i dai drumul, o să ne-i dai! Hai să vezi tu, nebunule, las că pune mâna pe tine! O să fiu cu ochii pe tine! Așa! Fugi! Fugi! Pune mâna pe tine, nebunul ăla! Lasă-le! Ești în siguranță, domniță. Un cavaler întotdeauna trebuie să apere integritatea unei domnițe frumoase și firave. Așa cum sunteți dumneavoastră de Canariile Regatului. Doro, m-a atacat un bărbat în parc. M-a atacat un bărbat în parc. Știu? Și ești bine? Sunt bine, dar nu știu, mergeam, eram acolo în parc și după a venit, mi-a pus mâna la gură, m-a pus la un zid. Ok, și cum ai scăpat? Păi, m-a salvat un om al străzii, un aurolac. Spunea multe bazaconii. Avea precum? Nu știu, spunea că apare regatul de Canalii. Și cum arăta bărbatul ăsta? Asta mă întrebi, spun că da, m-a atacat. Da, spune-mi. Nu știu, era bătrân, avea părul alb, era înalt. Și avea un băț, nu știu, pe post de sabie. De ce, cunoștea orașul din parc? Nu, nu. Dar mi-a venit o idee. Noapte bună, scumpa mea Dulcinea. În curând vom fi iar împreună. Mama, trezește-te! Trezește-te! Ce s-a întâmplat? Cred că Marcela l-a găsit pe bunicul. Stai. Ce? L-a găsit Marcela pe bunicul într-un parc. Bunicul în parc? Da! A spus că s-a întâlnit cu un bătrân care arăta ca un cavaler, se comporta ca un cavaler și știi, cartea lui preferată e Don Quixote. Trebuie să fie el. Hai cu noi să-l căutăm, te rog. Da, stai. Da? Stai, mă îmbrac și vin. Hai, te așteptăm. Florian! Bunicule! Bunicule! Florian! Bunicule, răspunde! Florian! Bunicule! Veniți de repede. Ce? E cel care m-a acostat. Florian! Capdici, mă, că te prind! Ia, să pomeni! Marți aici! Ce vă băgați, băi, femeilor? Ce treabă aveți, băi? Chem poliția imediat! Lasă că vine și rândul vostru, o să vezi! Ce are? Dulcinea, tu ești... Nu, bunicule, sunt eu, Dorotea. Ah, bineînțeles, și eu sunt Don Quixote și sunt cavaler. Ce are? Nu știu, dar nu e bine, Da, clar, trebuie chemată pe... Nu mă recunoști? Ambulanța? Acum mă recunoști, sunt eu. Alo? Să vină o ambulanță imediat aici, în parcul Spaniei. E la fel de frumoasă. O să fie bine, o să avem grijă de tine. Îți promit. Hai, poți să te ridici? Este. Bună ziua. Cum să fie? Are câteva contuzii, dar nu asta mă îngrijorează. Păi atunci ce are? Doamna Smarandei suferă de demență și este într-un stadiu extrem de avansat. Nu știe cum îl cheamă și mă strigă mereu Sancho Panza. E un personaj din cartea lui preferată. Și atunci ce să facem? Demența, din păcate, este o boală generativă. Este crucial să beneficieze de un tratament adecvat. Pentru a nu-și face singur rău și pentru a beneficia și dânsul de o viață cât mai liniștită. Totul într-un mediu cât mai sigur, vă dați seama. Nu știu ce să zic. Am înțeles că l-ați găsit într-un parc. Da, așa este. O să luăm la noi. Sigur, doamnă? Sigur. E familia noastră. Bine, bine. Atunci o să-i fac formele și o să-l luați chiar astăzi. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumesc mult, mamă. Păi doar așa pot să compensez și eu. Din cauza mea a ajuns pe stradă și din cauza mea s-a îmbolnăvit. Nu spune asta, mamă. Bunicul oricum era bătrân. Dar nu pot să cred că m-a salvat de bărbatul ăla. Așa. Chiar dacă pare alt om, la suflet e la fel de curajos și bun ca înainte. Haideți, fetelor, să luăm acasă. Hai. Unde suntem? Suntem acasă, bunicule. Acasă? Asta nu e casa mea. Trebuie să mă întorc pe domeniul meu. Cine o să aibă grijă de arbori? Vom avea în continuare grijă de arbori. Florian, te rog să mă ierți. Să te ierți? De ce? Pentru că ți-am greșit. Tu ești un om foarte, foarte bun. Nu știu cu ce mi-ați greșit, domniță, dar vă accept scuzele. Și apoi îmi oferiți adăpost în acest castel. Nu am de ce mă plânge. Păi atunci ce să zic? Bine venit în lor de castel. Aha, mulțumesc, domnișoară. Îi pregătesc eu canapeaua. Bunicul o să doarmă în dormitor. Acolo e mai comod. Și tu? Dormi pe canapea. Măcar atât pot să fac. Ce bine, mama. Așa se va odihni și el. Hai să vezi dormitorul. Să-i pregătim totul. Da? După dumneavoastră, domniță.